Salutare, dragii mei! Astăzi o să facem un videoclip în care voi deschide toate cutiile pe care le-am primit sezonul trecut de la misiunile făcute în Rocket League. Sunt împreună cu băiatul meu, cu Andrei și cu Dănuț Constantin, cel mai tare in the house. O să deschidem cutiile astea, poate ne aduce norocul, ne aduce ceva foarte, foarte, foarte bun. Hai să începem. Avem 5 golden egg-uri, 2 import drop-uri, 29 de rare drop-uri, 9 uncommon drop-uri și 7 very rare. De obicei, în fiecare sezon când am început să fac chestia asta, am început cu uncommon-urile pentru că sunt cele mai shitty cutii dintre toate astea. Hai să le dăm drumul. Țineți în pumnii, poate îmi pică ceva interesant. Voi ce spuneți, băieți? Pică, pică sau nu pică? Toată șansa să pice ceva bun. Acum să sperăm. Eu atâta zic, Doamne ajută. Ia să vedem. Ia. Da. Următorul. Da, e bună mingiuța asta, mai interesantă decât ce ne-a picat mai devreme, dar vrem ceva care să ne facă să sărim în sus de fericire, nu? Să rupem scaunul. Și l-am mai avut pe ăsta. Haide, spuneți, domnul Dănuț Constantin, ne pică ceva frumos tura asta? Rare rocket boost, oricum, mult mai ok decât ce ne-a picat până acum. Hai încă 5, hai să vedem ce acum, noroc. Acum. Hai că este mob. Da. Ia să vedem. Hai, poate ăsta ne aduce noroc, poate ăsta să fie cu e. Da, Falchiondic. No. Da. Hai să nu fim chiar așa de dezamăgiți. Sunt doar astea mai amărât. Ca și cutul. Nu, trebuie să avem așteptări așa mari de la ele. Poate cine știe, la final dă ceva bun la ultima cutie. Ez, asta este Ben-ul pe care folosește băietul. Și hai să vedem ultimul. Vedem ce spune. Ai un galben. Ci. Ai un roșu. Ai mo. Mamă, Proteus. Wow. Extraordinar, aplauze domnule la scenă închisă. Vă mulțumim. Acum, după părerea mea, cred că ar trebui să încep cu golden egg-urile. Și asta voi face. Deși există posibilitatea să pice orice, dar vreau să le aleg pe astea pentru că sunt doar 5. Să vedem, chiar sunt golden sau nu sunt golden. Ia să vedem ce spune. Vorba poetului, dacă ți-e frică de lup, nu intri în pădure. Păi. Da. Hai, următorul. Am picat cine știe ce. Încercăm. Hai, o atingere magică, e roșu. Motherfucker, îl avem deja pe ăsta, dar de ce nu? E ok, încă o dublură nu strică niciodată. Ia. Mamă. Ăsta chiar că este ceva mișto, e super tare, pe bune acum. E, măi! E adevărat. Vezi că-mi place. Oh, și e... nu sunt jucător de Rocket League. Deci uitându-ne aici, analizând skin-ul ăsta, este foarte interesant. Și că Hexed, Black Market Animated Decal. E și Purple, e și Victor. Îmi place. Hai, cu următoarele două. Ia, țineți pe unii băieți. Hai, vedem ce o să fie. Hai, bă băietule, băi. Hai, încă unul. Ăsta o să fie ceva bun. Da, e destul de drăguț. Dicolo ăsta. Foarte frumos, mai ales că... Takumi este una dintre mașinile mele preferate. Nu pot să zic că am o mașină în general pe care o prefer mai mult, dar să zic că asta se află printre cele
care le prefer de obicei. Hai să deschidem rare drop-urile. Sunt 29 la număr. Poate ne aduce noroc cu o calificare în primăvara europeană. Oh. Du-te, Dică! Interesante rotițele astea. Ei, ei. E frumos așa, pe șpiță. Pe șpiță. Da, da, da. Ia să vedem. Ai cu norocul. Hai, Doamne ajută! Prinde mândra de mijloc să ne aducă iar noroc. What the fuck? Mi-ai dat ardei să te ștergi la fund cu ei. Hai să vedem. Hai, cu norocul. Și că asta e furtună de nisip, dar și care și zăpada prin ea. E bine. Hai, mă, hai ceva de calitate. Da, l-am mai primit pe ăsta. Nu pot să zic că sunt foarte încântat. Nu știu, dar mie îmi place. În momentul în care vei ajunge să ai câte am eu. Bine, n-am extraordinar de multe, dar totuși. Și pe ăsta l-am avut și am scăpat de ele, le-am dat la trade. Mulțumim. Să fie binecuvântat. De la Rocket League, nu? Poate după o să facem și un trade cu astea care nu le vrei. Da. Am făcut niște vrăji acum. E ok de cât de loc, merge. E chiar destul de ok, e acceptabil. Asta unde și noi suntem prea pretențioși, nu? Da, adevărat. Ăsta l-am mai avut primit de la premiile de la tournament. Știm despre ce e vorba. Ia. Zigzag. Destul de ok. Îl am. Hai, mov. Bine, rău de tot. Cred că l-am avut și pe ăsta, sau dacă nu l-am încă. Mamă, dați-ne ceva care să ne bucure, dați-ne ceva ieșit din comun. Ok, pe ăsta l-am cumpărat de pe shop cu 300 de credite, acum ar primesc pe gratis. Mulțumesc echipei, aplauze la scenă închisă, mulțumim mult. Sărbătorile de iarnă sunt în decembrie. Oh. Ok. Pe ăsta îl mai am deja. Hai, următorul. Hai, băietul. Ai ceva bun? L-am mai avut. Nu știu de ce nu pot să fiu entuziasmat, ar trebui să fiu. Wow! Roadkill. Da, badass name, roadkill ăsta. Hai să mergem mai departe, mai avem încă 16. Excluzând după ăsta mai rămân 15. Da, nu știu, roți, steel forceps? Cum să le denumesc pe astea? Ia să vedem. E exact ce mi-am închipuit, da, în culoarea lemnului. Continuăm. Poate ne va pica ceva. Decol pentru Animus GP, da, e ok orice decol în plus, mai ales dacă nu-l ai, se pune la socoteală, nu? Păi de ce nu? E bine, să nu n-am bădat prost. mă, n-ar pica și el un roșu, mă, sau un galben. Sticker bomb, da, e ok. Hai că cei mai frumos au rămas pe final, să nu ne grăbim. Ăsta-i mov. Acum înțeleg de ce se topesc ghețarii la
la poli. Uite aici. Ăștia sunt. Ia, 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 ia. Și roții, roți extraordinare, foarte, foarte frumoase. Tritonul ăsta l-am văzut odată când am aveam nevoie pentru un prieten să-și caute niște roți. Am găsit ăstea la dezmembrări. Sunt foarte bune, să știți, dar luați-le când aveți mașină de mâna a treia. Au. Și Hotshot. E o mașină pe care o folosesc foarte rar. Dar după cum am zis, orice decol în plus e un pas către succes. Faceți ceea ce trebuie, nu faceți ce a făcut George Buhnici. Oh. Ia? Glitch-ul mai am, dar mulțumesc mult. Bine. Îl pot băga la trade. Vă mulțumesc mult, ăsta chiar este un import boost foarte șmecher. Se vede foarte bine și în joc. În momentul în care pleci de pe loc, zici că ți se împarte mașina în mai multe bucăți, în fragmente. Super. Dacă mulțumesc. Te uiți la spatele mașinii, zici că pleacă fix, adică verde pleacă din față și după aia roșu în spate. Bineînțeles, noi știm să ne asortăm, avem zorzoane. Păi da. Hai, încă 8. Hai, Doamne ajută, să fie tu ceas bun. Să fie. Probabil dacă aș fi fost fată sau dacă aș fi fost soția mea, aș fi acceptat unicornul ăsta și fundalul ăsta vișiniu. Dar acea pentru mine nu. Ia să vedem. Haide, hai ceva bun, hai ceva bun. O șaurma cu de toate, vă rugăm. A, foarte, foarte frumoși ochii ăștia. Royal Tiran, parcă zici că e din Angry Birds ăsta, cam așa se vede. Analizându-l cam așa, pare ochii la pasărea aia zurlie și tâmpită. E ok, îl adăugăm acolo, nu? Cu cât mai multe, cu atât mai bine. V-am zis și mai devreme și continuă să spun lucrul ăsta. Ia, e roșu. Și ce este? Saptarișii. Da, pe saptarișii l-am deja. Deci, mulțumim. Așa, cu mulțumim de la cu jumătate de gură. Da, ăsta cu ce să le asemănă? Cu exact cu partea de sus de la butelii. Acolo, pe unde e muștucul. Da. Bună asemănare, bună, chiar bună. Ia. Și Sunday. Mulțumim. Încă o dată aplauze la scenă închisă. Te putea și mai bine. Da, bineînțeles. Ia. Da, astea sunt ouăle din supermarket care sunt sparte prin cofragul ăla de 30 de ouă. Vreo 2-3 ouă întotdeauna trebuie să găsească sparte prin cofrag. Mulțumim tuturor producătorilor care sparg ouăle înainte să le bagă. Înțeles? Să le bagă, nu să le bagă. Să le bagă. Și ne-am ales cu pepenele. Ăsta e pepenele victorios, ăsta cu ochii beliți. Fii atent, dacă te uiți așa puțin pe acolo, zici că e ca la păcănele, ochii ăștia și are gura aia, parcă zici bagă bană, bagă șefule, să-ți dau frumos acolo 3 șeptari, 5 șeptari, îți dă băiat. Mai păcălești. Și ultimul dintre astea albastre, că au fost în număr de 29, ultimul, dar nu cel din urmă, că se zice, hai cu Movu și Zipi. Mulțumim foarte mult, acum chiar sunt destul de încântat. Nu pare ea cine știe ce, dar este o mașină de încercat, o să băgăm pe listă, pentru că nu o am. E, în momentul ăsta o am, o dețin. Cei de la Rocket League s-au gândit să-mi dea și mie ceva bun, exact pe finalul cutiilor astea albastre. Hai să trecem la următoarea secțiune, și anume secțiunea MOV. Sunt vreo 7 bucăți, 7 la număr, 7 norocoase.
Să vedem ce zic ăsta 7 norocoase. Plouă cu noroc acum. Ia. Move, the move, nu? Da. L-am mai primit pe ăsta și mai devreme. Ia să vedem, iarăși move. Și... da, parcă am ceva asemănător sau am avut. Din cauza că am avut destule de când m-am apucat să joc jocul ăsta și nu știu cum s-au amestecat, nici memoria nu mai stă chiar atât de bine să știu exact ceea ce am și ce nu mai am. Da, e ok. Ne mulțumim și cu asta. Trecem mai departe. Hai, dă-ne un roșu. Dacă nu-ți dau un cap în gură, iar ne-ai dat mult. Mamă, frate, mi-a dat mâzga asta neagră. Deci că e ca o bășină de bebeluș de la care... Asta rău. Da, e bine, e bine, e ok. Am mulțumit mult. Cerneală de călimară, pregătiți-vă pentru clasa 1. Învățați bastonașii și ce doriți. Hai încă 4. Hai încă 4, da, bineînțeles, sărbători fericite în orice anotimp. Și... Oooo! Asta e cu dedicație pentru toți cei care strâng în borcane, în tigrișori, în lăuți și se duc și duc mărunt pe la supermarketul ca să schimbe banii. Susțineți afacerile locale, internaționale și tot ceea ce doriți voi. Dați cu bănuți. Mulțumim. Numai că văd că avem și niște coroane, niște pahare, nu știu, hai să sărim peste, că pe alea nu poate să le duci la magazin. Și iar am și ne-a mai dat iarăși gheață. Mușcătura înghețată, da? De unde mușcă nu vrem să spunem că nu este frumos și nu vrem să folosim limbaj de la licențios. Și Marauder, îl mai avem. Încă o dată aplauze la scena închisă. Mulțumim mult. Hai să-l deschidem pe ăsta. Ia, ăsta o să fie cabacilul coc sau o să fie ceva interesant? Ia. Haide! Și ce? Vortex. Roci. Mai bine în loc de roți ne dădea chiloți. Și am trecut rapid, fără nicio prezentare, direct la dropurile astea roșii. Sunt două la număr. Poate ne plezește norocul și pe noi cu ceva extra, mega, ultra rar. Am folosit atâte cuvinte care au ridicat la superlativ ceea ce ar putea să ne pice. Mi-e și frică, dar mă gâdi la degetul, deci am să apăs. Să vedem ce este. Și este roșu. O, așa da? Un crackle. S-ar putea mai mult ca sigur să-l am. O dublură nu strică niciodată, se dă la 3. Trebuie să știi să te descurci, nu? Ia, hai să facem puțină, așa frumos, așa și partea asta rușe. Mulțumesc. Da? Și ultimul, să vedem ce spune. Voi ce spuneți, băieți? Ce o să fie? Doamne ajută! Ne pică cu galben măcar. Hai, apăs pe galben dacă spui, hai să vedem. Exotic. Trupa exotic. Și. Da. Și ce? Și nimica bun. Pă bune? Adică dicolo ăsta e roșu? Însumând, n-a fost nici rău, dar n-a fost nici de extraordinar. Astea sunt body-urile mele. Hai să le luăm ușor așa. Avem body-uri cât de cât ok. Avem și un samurai ceva mai rar. Avem un tigris.
urcând. Avem un Peregrin TT. Sunt niște body-uri un pic mai speciale și avem foarte multe body-uri de la Rocket Pass. Avem un McLaren, care e un body exotic, așa, mai de la, știi, de Mamaia, să zicem așa, cum se spune, nisipurile de aur în Bulgaria, nu? Avem și Fennec-ul, binecunoscutul Fennec în două variante, sau, cred că e același lucru, dar sunt două. Avem două de Dominus GT, unul e purple, unul simplu. Bingo, Cyclone, în două variante. Masaj la tălp și avem Battle Bass-ul din Fortnite. Cine se respectă are Battle Bass-ul din Fortnite, nu? Hai să vedem dacă putem să facem un trade-in pe Very Rare. Să vedem dacă putem să scăpăm de ceva de aici. Un EZ de ăsta, ok. Hai să vedem ce am putea să mai scăpăm în Starbase. V-am spus că mai am unul, știam. Stone-ul de ăsta. Hai că ai din ce alegi, nu e asta problema. Da. Oricum nu le folosești pe toate. Unicorn ăsta am spus că nu-l folosesc exact pe când m-am... Și nici Sandstorm-ul ăsta. Hai să vedem ce zice. Și... cred că-l mai avem. Da. Astea momentan le las. Sau... facem așa. Fac, trebuie același lucru, nu? Hai să luăm pe ăsta, că ăla la altul zice că ar fi ceva mai special, nu știu. Oricum la astea, Grog, astea albastre nu mă aștept să dea mare lucru. Să fim serioși. Da, bineînțeles, noi niciodată nu ne-am așteptat la prea mult. Astea sunt roțile alea pentru mașina de mâna a treia. Hai să scăpăm și de astea. Și ne-a dat. După ce a fost. Hai să trecem la ăsta. Uite, cum v-am spus. Breakout Vector, deci mai aveam o dată, dăm o dată. Discoteca v-am spus că l-aveam și pe ăsta, dar nu mai țineam minte sigur. Frostbite-ul mi l-a dat de două ori de data aceasta. Marauder-ul, dacă avem unul, cu al doilea nu avem ce face. Și aici avem de unde alege, că avem foarte multe dubluri. Dăm un accept aici să vedem cine aduce norocul. Și steluțe! Mulțumesc mult, o să zbor printre stele. Ninja Star, Zaka Naruto. Online, bineînțeles. Și... Octane Kilowatt. Hai să băgăm straight line-ul ăsta. Seleca-ul ăsta nu ne place. Takumi Anubis ăsta, Treasure ăsta. Și să vedem ce ne dă. Și Virtual Wave mai avem. Dar după cum am zis, nu ne plângem. Putem să facem și altceva cu el. Hai să vedem dacă la exotic, la categoria asta, putem să schimbăm. Cum v-am spus, mai am glitch încă o dată. Și cum am spus și Saptarișu, dar cred că aici nu o să schimbăm nimic, a lăsăm pentru că sunt chestii destul de drăguțe. Da, Crackle-ul mi l-au dat acum, dar îl mai aveam ulterior, cred că l-am preschimbat. Nu am fost prea încântat la vremea respectivă și l-am schimbat. Mai avem Tournament Items, dar oricum nu ne atingem de ele, trade... nu mai facem, cam atât a fost. Le mulțumesc mult acestor băieți minunați, băietul Andrei și Dănuț Constantin. Nu uitați să dați năvală la el pe canal. Săriți acolo și dați cu subscribe. Fiți în număr cât mai mare la el când face live-uri și dați share. E un băiat de treabă, face content natural. Urcați-vă în tren cu el și aveți garantată siguranța. Acestea fiind spuse, vă mulțumim mult că ați participat alături de noi la acest episod. Ne vedem și cu altă ocazie pe alte episoade de genul. Vă pupă, numai bine!